Gălim Popescu Tăricianu i-a invitat la un mic dejun de lucru pe șepii misiunilor diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene din România. Președintele Senatului nu a vrut altceva decât să discute cu ei pe mai multe teme, printre care și cea a modificărilor din codul penal. Călin Popescu Tăricianu le-a subliniat acestora că măsurile au fost luate pentru asigurarea unei stabilități legislative. Coaliția urmărește să și îndeplinească responsabilitățile de a pune codul penal și codul de procedură penală în acord cu deciziile Curții Constituționale a României, cu directivele europene referitoare la prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil, precum și cu recomandările Comisiei de la Veneția. Se arată într-un comunicat transmis astăzi de Senat. Mai mult că Limpopescu-Tăricianu a concluzionat că modificările au fost făcute așa încât să existe o definire mai corectă și mai precisă a prevederilor. Iar scopul final a fost acela de a evita abuzurile pe viitor.